Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video continuăm seria montaje practice cu 555, iar în lecția 2 vă arăt un montaj care este de fapt același din lecția anterioară, da? Este aceeași plăcuță, aceeași schemă, dar de data asta am pus o altă bobină la ieșirea montajului, da? Și anume vă arăt un generator de impulsuri, așa numitul amp jammer. E bine, acest montaj, versiunea care vă arată, nu este periculoasă, este chiar distractivă. Vă puteți juca, puteți experimenta și puteți să învățați multe chestii legate de frecvența de rezonanță, de calcularea unei bobine și multe alte chestii interesante pe care am să vă le arăt pe parcursul acestui curs, da? Nu acum la această lecție, vom reveni. Acum vreau numai să vă arăt câteva montaje practice și să vă fac poftă, da? E bine, în lecția anterioară v-am arătat un montaj destul de periculos cu acel transformator de înaltă tensiune. Aici pot apărea tensiuni foarte mari, ceea ce pot fi foarte periculoase. E bine, și aici sunt tensiuni mari, dar nu așa periculoase. Și puteți experimenta acasă chestii simple, da? Și anume putem să bruiem un aparat de radio, un calculator sau, eu știu, chiar un telefon mai vechi, da? Versiunea care vă arăt eu este, să zicem așa, o versiune de experiment pentru începători, dar se pot modifica chestii în montaj, bobina și se pot realiza montaje generatoare de bruiaj mult mai performante și care acționează au o rază de acțiune mai mare ca acesta. Acesta lucrează așa undeva pe la 10 până în 30 de centimetri, da? Asta înseamnă că dacă apropii un semiconductor de această bobină la o distanță de 10-15 centimetri sau mai aproape, ne luăm ADO de la componenta semiconductor. Da? După cum am spus, se bazează cu același circuit din lecția anterioară. Singura diferență e că am pus acum tranzistorul MOSFET, l-am pus pe un radiator mai serios pentru că acesta se încălzește mai tare în acest caz. Da? Asta înseamnă că și montajul nostru consumă ceva mai mult curent. Bobina este simplă de realizat. Bineînțeles, se poate realiza mult mai calitativă și mai frumoasă. Eu am realizat-o pe corpul unui spray. Corpul ar trebui să aibă o dimensiune, un diametru de vreo 5 cm și am bobinat 30 de spire, le-am legat cu scotch. Aici contează foarte mult și cum bobinați. Mă refer spiră lângă spiră, cât mai apropiat. Eu am făcut așa pe viteză rapid, dar se poate face mult mai frumos și, bineînțeles, să obțin rezultate și mai bune. Da? Acesta este și un exercițiu bun dacă vreți să experimentați cum se calculează o bobină, frecvența de rezonanță și multe alte chestii interesante. Da? Deci, același montaj, am pus numai tranzistorul pe un radiator mai mare. Am scos acest transformator afară și am bobinat singur o bobină, 30 de spire, sârmă de 1 mm pe corpul unui spray cu un diametru de 5 cm. De fapt, stai să vă și arăt. Am bobinat pe corpul acestui spray, da? Nimic deosebit, da? Bun. Cum funcționează? Hai să-l băgăm în priză. De fapt, nu în priză, îl alimentez la sursa mea de laborator. Acum funcționează, nu se întâmplă absolut nimic, nu simțim nimic. Da? Acum, dacă am aici un scanner radio, un receptor radio, dacă l-aprind, nu se întâmplă nimic. Totul e normal. O să pun pe o frecvență unde putem să auzim ceva. Dacă la apropie de bobină,
Nu se mai înțelege nimic. Acum eu știu, nu v-am impresionat așa tare, dar fiți atenți acum. Ce se întâmplă acum dacă modific frecvența care mi-o livrează acest montaj cu 555 și îl acord direct în frecvența în care trebuie, da? Fiți atenți. De fapt, se un șurubelniță mai micuță. Așa ceva. Bun, acum voi modifica din semireglabil până voi vedea pe sursa mea de laborator cam un curent de consum mult mai mare. Acum îmi ia cam 50 de miliamperi, cred. Și deja aud un zgomot, așa un fâsit la bobină. Iar acum s-aude deja că bobina face exact același zgomot ca și transformatorul de înaltă tensiune din televizoare. Iar acum, dacă aprind acest receptor, el pur și simplu acum a intrat automatic în modul de scanare. El ar trebui să-mi pornească direct pe o anumită frecvență, dar nu mai intră pentru că nu mai găsește seara cu nimic. Și după cum se vede, sunt la ceva distanță de această bobină, da? Am oprit, a pornit. Se aude, da? Îl pun, de exemplu, pe... Hai să-l punem pe ceva, nu găsesc un radioamator pe aici, toți dorm acum. Uite, de exemplu, aici recepționăm ceva de la aeroportul din Frankfurt. Așa, acum dacă pornesc montajul, fiți atenți, am murit. Și mă pot duce chiar la distanță mult mai mare, nu mai recepționez nimic, da? Așa făceam când eram copil, făceam glume cu vecinii, nu mai auzeau nimic la radio. Bun, acum vreau să vă mai arăt încă ceva interesant. Merge? A murit. Bun, vreau să vă mai arăt ceva interesant. După cum am spus, în funcție de tranzistor, de bobină, de oscilatorul care lucrează aici, da, se pot face chestii foarte periculoase. Ceea ce vedeți aici este inofensiv. Asta ce înseamnă? Puteți să bruiați un aparat de radio, puteți să bruiați un calculator, un ceas, chestii de astea simple, da? Dar nu se defectează neapărat. Totuși am probat cu un tranzistor, l-am apropiat de bobină și l-am măsurat înainte. L-am apropiat de bobină și a murit după aia. Și l-am măsurat, n-am mai... Pur și simplu, ceva nu era în ordine, da? Așa că, totuși, încercați să experimentați cu chestii care sunteți siguri că dacă, eu știu, poate le stricați, nu o să vă pare rău, da? Bun, totuși vreau să vă mai arăt ceva. Hop! Deci, cu ăsta am broiat acum posturile de radio. Și credeți-mă, chiar puteți să bruiați cu o altă bobină, nu cu asta, da? Puteți să bruiați chiar pe un bloc întreg, da? Cu ani în urmă erau electroniști care își făceau ceva de genul pe vremea când se reparau televizoare. Își făceau ceva de genul, bineînțeles, cu o chestie mult mai avansată, o bobină mai serioasă, cu antenă. Și bruiau 2-3 vecini care știau că se uită seara la televizor și a doua zi erau cu televizorul la reparat. Șefule, nu merge televizorul, poți să-mi le repar? Normal că ți-l repar, adu-l aici, îi spunea prețul dinainte. Și așa se făceau bani pe vremuri, da? În fine,
Acum fiți atenți, am să filmez pe ecranul osciloscopului ca să vedeți ce se întâmplă când apropii sonda de la osciloscop de bobină. Așa cred că se vede un pic mai bine. Și hai să căutăm sonda. Am făcut curat, dar după cum vedeți lucrez, iar s-au adunat aici pe masă tot felul de chestii. E plină masa cu bobine, cu scule. Dar asta e fain. Asta e fain că construim, da? Bun. Alimentez montajul și apropii sonda de bobină. Deci fiți atenți ca să vă și arat. Deci nu apropii la o distanță chiar apropiată, sunt deja câțiva centimetri de bobină. Aici, da, cam așa, să, nu știu, 10 centimetri. În fine, iar dacă... Ne uităm pe osciloscop când apropii sonda de bobină. Am să pun acum volții pe diviziune la, să spunem, la 50 de volți pe diviziune. Și vedeți, se observă ceva chestii ciudate acolo, da? Am să cobor totuși un pic mai mult, mai puțin la 5 volți pe diviziune și deja este foarte sensibilă sonda acum. Sunt la distanță mult mai mare de 20 de centimetri și deja se observă pe osciloscop niște semnale acolo. Dacă apropii, bineînțeles, uitați ce se întâmplă. Pom, 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 pom. Țac, țac. Bun, văd că bateria la cameră e aproape gata. O schimb și vă mai arăt câteva chestii interesante. Bun. Acum, fiți atenți. Bineînțeles, putem vorbi atât de mult despre acest montaj, incredibil de mult, da? Tema este foarte complexă, dar o să discutăm așa pe parcursul acestui curs. Vreau totuși să precizez că în acest stadiu montajul nu este periculos, da? Și este ok dacă îl folosim acasă pentru mici experimente. Dar dacă încercați să bruiați aparate de radio și chestii mai... Da, merge mai departe, bineînțeles devine ilegal, iar în unele țări chiar un astfel de aparat este ilegal. Da? Bineînțeles, acum am bruiat aici un aparat la mine în cameră, dar credeți-mi, este destul să... Nu vă spun acum să fac altceva și să bruiesc tot blocul, da? Ceea ce poate deveni ilegal și, bineînțeles, dacă te prinde, ai pus-o. Așa că să aveți grijă, pentru experimentare acasă este ok, dar nu faceți chestii ilegale pentru că după aia o să coste, da? Ceea ce am vrut să vă mai arăt, aici la capetele bobinei avem o tensiune destul de mare. Aici avem în jur la vreo câteva sute de volți, da? La bobinele mai serioase este destul să apropii un neon de bobină și neonul se va aprinde, da? Am să vă arăt asta în alt video când o să realizăm o altă versiune a montajului. Dar și așa se apropie, dacă îl apropii chiar aici la conexiunea firelor, neonul se va aprinde și asta vreau să vă arăt acum. Alimentez montajul. Să vedem dacă reușim să și vedeți. Și bineînțeles apare și un mic arc electric. Stați un pic să sting becul aici. Ați observat, da? Acum
Neonul s-a aprins. Bun. Un alt experiment care puteți să-l faceți este cu ajutorul unui difuzor. La fel, dacă apropiem difuzorul de bobină, o să auzim în difuzor deja țiuitul, da? După cum am spus, puteți chiar să bruiați pe cineva care ascultă muzică, da? În loc să audă muzică, o să audă pe lângă muzică, de fapt o să audă și un țiuit în boxe, dar na, asta este o jucărie, trebuie o altă bobină. Bun. Deci, în mare parte, putem cu acest montaj face câteva glume, câteva experimente, putem îmburea un post de radio, câteva experimente cu neon. Eu am mai făcut pe canal la mine un video despre generatoarele AMP, o căutați la mine pe canal și o să găsiți, unde am explicat câteva chestii teoretice, dar bineînțeles am să revin la această temă în alt video. Așa că deocamdată ajunge pentru acest video. Am aici receptorul, funcționează. Nu mai funcționează, săracul. Bun, încă o dată. Aparatul de radio funcționează. Nu mai funcționează, da? Și cam atât a fost pentru acest video. După cum ați văzut, putem face multe chestii faine, da? Bun, ne auzim în următorul video și pregătesc tot la fel niște experimente foarte faine și ne auzim, da? Nu uitați, dați un like dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dați dislike, lăsați un comentariu, urmăriți-mă pe Facebook, pe Instagram și pe data următoare. Ciao, bau!